Ne ocupăm de Cartea Romanilor, de Epistola către Romani. De altfel, încă n-am intrat în Cartea Romanilor, încă suntem la introducere și ne-am luat timp, nu ne grăbim, vrem să schițăm puțin personalitatea Marelui Apostol Pavel. Așa că primele lecții, două sau chiar trei, vor discuta puțin despre cine a fost Apostolul Pavel. Numai așa mă gândesc că putem vorbi și putem intra în Epistola către Romani, care presupune o bună înțelegere a gândirii teologice și a gândirii în credință acestui mare om al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel. Săptămâna trecută am discutat despre faptul că Apostolul Pavel este adânc înrădăcinat în trei lumi: lumea iudaică, lumea creștină și lumea greco-romană. Și apoi am arătat că, în ciuda unui standard extrem de înalt pentru apostolie, erau trei condiții care se cereau să fiu un apostol al Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel, prin harul Domnului, a întrunit aceste trei condiții, și anume să fi fost cu Domnul de la început și să fi primit de la Domnul învățătură, prima. A doua, să fi fost martor ocular al învierii Domnului, să-L fi întâlnit pe Domnul cel înviat. Și a treia, să fi primit personal de la Domnul chemarea, alegerea și chemarea. Și am arătat pe scurt că Apostolul Pavel a întrunit toate aceste trei condiții. În seara aceasta ne propunem, tot așa, pe scurt, dar intrăm puțin în temele mari ale teologiei pauline. Schițăm puțin, nu foarte mult, să nu vă speriați, să nu vă îngrijorați, dar câteva teme mari care sunt caracteristice gândirii lui și teologiei lui, se cuvine să le știm, să le aflăm și chiar să ne familiarizăm puțin cu ele. De aceea, când intri într-o carte și într-o epistolă ca cea către Romani, ca să faci un studiu biblic și să-l înțelegi cât de cât, se cuvine să pricepi cât de mult posibil despre cel care a scris, cum s-a format și ce istorie are în spatele lui și ce experiențe a avut cu Domnul. Noi despre Apostolul Pavel știm că a fost un misionar neobosit. A avut prima călătorie misionară, și asta este în Fapte, capitolele 13 și 14, s-a dus în Asia Mică, în Galatia. A venit înapoi la Antiohia, dar pentru scurtă vreme s-a pregătit deja pentru a doua călătorie misionară, Fapte, capitolele 15 până la 18. Aici a mers prin Siria, prin Cilicia, prin Galatia, prin Macedonia, Tesalonic, Atena, Corint, Efes, da? S-a dus prin locurile unde deja a deschis lucrare misionară și a plantat biserici, dar a lărgit câmpul, s-a extins. A urmat a treia călătorie misionară, Fapte, capitolele 18 la 21, iarăși Galatia,
Frigia, Efes, Grecia, Ierusalim. La Ierusalim a fost arestat. Da? Arestat și dus unde? În Cezarea. În Cezarea, 2 ani de zile închis la Cezarea, acolo unde era garnizoana romană și unde veneau consulii și era scaunul de judecată pentru stăpânirea romană. Dar iudeii vreau să-l piardă, vreau să-i pună, să-i curme firul vieții și atunci, înștiințat fiind și făcând parte din planul lui Dumnezeu, cere să meargă în fața cezarului. Și avem de-a face cu a patra călătorie misionară, dar de fapt este călătoria în stare de arest, fapte 27-28. Da? Probabil e vorba de anii 60-62 după Hristos, la Roma, când e prima lui întemnițare, când a fost, se pare, achitat, adică nu s-a rostit asupra lui nicio condamnare, a fost eliberat, iar, cum o să vedem din Epistola către Romani, avea planuri să ajungă în Spania, să ajungă în Creta. Deci, după ce iese din prima întemnițare și scrie 1 și 2 Timotei, scrie Tit, Epistola către Titus, se pare că nu sunt date foarte sigure, dar specialiștii sunt de părere că a ajuns în Spania, a ajuns cu siguranță în Creta și nu peste mult timp va fi arestat din nou și sub persecuția împăratului Nero va fi martirizat în jurul anilor 65-66 după Hristos. Și noi gândim așa și zicem, Apostolul Pavel a fost un mare misionar. Când a avut el timp să scrie? Uite că a scris 13 scrisori, 13 epistole. Le-a scris în închisori, le-a scris pe la prieteni, le-a scris în călătorie, dar ne-a lăsat o zestre, spuneam și data trecută, o zestre foarte mare, a lăsat bisericii și a lăsat poporului lui Dumnezeu 13 scrisori, 13 epistole. Da? Constant în misiune, constant în slujire, mereu persecutat, mereu urmărit, mereu suferind pentru Hristos, a purtat grija tuturor bisericilor. Și să știți că a răspuns prin scrisorile lui destinate și trimise specific ba în Galatia, ba în Corint, ba la Roma, ba chiar personal la câte un destinatar cu foarte specifice obiective și a încercat să răspundă și să adreseze problemele care existau. Și atunci, din aceste epistole, va trebui să ne dăm seama de teologia lui și de credința lui și de ideile lui. Pentru că epistolele sunt aplicația practică sau aplicația pastorală a teologiei pauline. Da? Galatenilor, de exemplu, le scrie despre libertatea creștină în raport cu legea iudaică. Acolo era o mare tensiune între iudaizatori și noii creștini. Celor din Corint le scrie despre nevoia unei vieți neprihănite, nevoia unui standard moral înalt, dacă ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu, dacă ești cu adevărat un om transformat și schimbat de Hristos,
celor din Roma le scrie despre relația dintre evrei și neamuri și despre noua familie a lui Dumnezeu compusă și din evrei și din neamuri. Și o să vedeți partea finală, partea a patra, cartea se împarte în patru secțiuni, partea a patra a epistolei se ocupă de probleme specifice, ba relația bisericii cu statul, ba relația dintre credincioși și mai ales relația dintre credinciosul matur, tare în credință și cel slab în credință. Da? Vom vedea la timpul potrivit. Așa că trebuie să observăm din aceste epistole, să ne uităm atent la ele, nu doar la una, nu o să facem, sigur, nu o să facem acum lucrul ăsta, dar ca să ne putem da seama cât de complex a fost această personalitate și cât de adânc a fost gândirea Apostolului Pavel și cum s-a format ea, cum a reușit să se ocupe de subiecte atât de vaste și atât de complexe. Pură teologie, probleme practice, probleme pastorale, probleme de criză, probleme sociale, probleme morale, de tot soiul. Deci o paletă extrem de largă și un om care a înțeles extrem de bine și de adânc biserica și nevoile pe care nu numai ei din secolul I le-au avut, ci și noi, cei de astăzi. Da? Așa că în seara aceasta ne ocupăm de temele teologice esențiale ale Apostolului Pavel, ale teologiei pauline. Și mai precis, în seara asta ne vom ocupa de una care tratează oarecum gândirea lui și teologia lui vis-a-vis de vremurile sfârșitului, de cum se numește escatologie. Escaton înseamnă sfârșit în limba greacă. Da? El n-a lăsat scris, să știți, un curs de teologie sistematică, să poată fi predat astăzi prin școli și prin seminarii. N-a stat în bibliotecă să scrie o teologie sistematică, așa cum au făcut alți mari teologi. Nu. Dar din epistolele lui, din scrierile lui, putem desprinde ușor și putem vedea bine de tot care au fost ideile mari și care au fost principiile de credință pe care Pavel le-a cultivat, le-a dezvoltat. Acum, gândindu-ne la Romani, pentru că ne pregătim încet, încet să intrăm în Romani, aici majoritatea este de părere că tema mare a cărții este mântuirea prin credință. Da? Mântuirea prin credință și mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în jertfa Lui, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, prin credința în jertfa ispășitoare, și s-a format așa o anumită perspectivă reformată, de unde și-au tras rădăcinile și evanghelicii, asta din secolul XVI și până astăzi, iar mai acum, în timpul nostru, neoprotestanții sau evanghelicii, felul cum gândesc și cum abordează epistola aceasta. Deci este o perspectivă a reformei și pe linia asta, pe filonul ăsta s-au dus, sau pe tulpina asta s-au dezvoltat. De altfel, reforma, ce și-a propus? Reforma a vrut să răspundă unei biserici istorice corupte, care avea mari, mari probleme morale, e vorba de Biserica Romano-Catolică, și ca răspuns, Dumnezeu în acea perioadă, în acel secol, a trezit niște oameni căutători sinceri al lui Dumnezeu, i-a trezit, i-a întors la Dumnezeu și ei,
chiar pornind de la, și în special Martin Luther, deci unul dintre marii reformatori, Martin Luther, chiar de la studiul acestei epistole a plecat atunci când a primit mare revelație că mântuirea este prin credință, nu prin ceea ce predică biserica lui, biserica romano-catolică. Ei spuneau, da, justificarea se face prin credință, socotirea ca neprihănit se face prin credință, prin har, dar trebuie să adaugi la aceasta și faptele tale personale. Deci, nu este suficientă jertfa Domnului Iisus Hristos, nu este suficientă, nu este suficient prețul pe care l-a plătit El, ci pe lângă harul acesta, pe lângă credința în jertfa Lui, nu excludeau credința în jertfa Domnului, dar spuneau, trebuie să adaugi faptele tale. Și la sfârșitul vieții, așa și imaginau, oamenii simpli, oamenii așa, obișnuiți. Dumnezeu va pune un cântar, va pune faptele bune pe un taler, faptele rele pe alt taler și se va uita cum bate, cum trage cântarul, în care parte se înclină, da? Din păcate există și astăzi oameni care gândesc așa despre mântuire și gândesc așa despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Reformatorii de la Apostolul Pavel și din Epistola către Romani și-au tras seva și rădăcinile de bază a unei teologii și a unei credințe că mântuirea este numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apoi, sigur, de la el, de la Apostolul Pavel, mai departe, în secolul IV, Augustin, în timpul Reformei, Luther, Calvin, Zwingli, și apoi o pleiadă de mulți, mulți alți teologi și oameni ai bisericii care au dezvoltat ideea aceasta a justificării prin credință și faptul că justificarea nu are nimic de a face cu faptele bune ale credinciosului. Și aici dau un exemplu foarte frumos a unui pastor de la Arad, originar din Cluj, care s-a mutat la Arad. Cei mai în vârstă sunt sigur că își amintesc de dânsul, fratele Ghirișan, care spunea așa, și l-am reținut pentru expresia aceasta rămasă proverbială, noi facem fapte bune nu ca să fim mântuiți prin ele, da? Cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, nu prin fapte, ca să nu... Să nu se laude nimeni. Și fratele Grișan spune așa, facem fapte bune, nu ca să fim mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți. Și pentru că am fost mântuiți. Și pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Trăim aceste fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit, da? Să trăim în ele, să trăim prin ele. Și ei au dezvoltat, reformatorii, au dezvoltat ideea mare din teologie, care se numește sola fide, sola fide, numai credința. Ei au mai dezvoltat și alte sintagme din acestea, expresii mari, sola scriptura, sola grația, da? Și de aici s-a desprins marele concept pe care o să-l găsim în Epistola către Romani, că această socotire, această justificare se face numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și această justificare nu este altceva decât un act juridic. Un act juridic de transfer. Și aici avem textul foarte cunoscut, 2 Corinteni 5 cu 21, pe cel care n-a săvârșit niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim socotiți neprihănirea lui Dumnezeu în El. Deci este un transfer juridic de la noi spre Hristos, da? Păcatul, și de la Hristos spre noi, neprihănirea Lui, nu a noastră, a Lui. Și aici vorbim despre
sfințirea pozițională sau declarativă, când Domnul Hristos, după jertfa Lui, după moartea Lui, după învierea Lui, s-a înălțat la cer și spune Evrei, capitolul 9, că a intrat înaintea lui Dumnezeu, a intrat în cortul acela ceresc, ca mare preot, dar n-a mai avut jertfa animalelor. Ce jertfă a avut? A avut jertfa Lui. Și atunci Tatăl a spus, gata, s-a terminat cu jertfele. Asta e jertfa supremă, asta e jertfa perfectă, asta e jertfa care rezolvă totul. Și atunci, de la noi spre Hristos, s-au transferat toate păcatele. Iar de la Hristos spre noi, s-a transferat toată neprihănirea. Numai că nu e suficient să ne oprim la această justificare declarativă, la această justificare pozițională, ci trebuie să înțelegem că este și o sfințire progresivă și că toată viața Duhul Sfânt și Cuvântul Viu al lui Dumnezeu lucrează în noi sfințirea, creșterea și maturizarea. Amin? Chiar în Galateni le spune Apostolul Pavel galatenilor, zice, o, galatenilor, trebuie să simt din nou durerile nașterii pentru voi. E imaginea unei mame care dă naștere și care simte durerile acestea și zice, până când? Până când va lua Hristos chip în voi. Aceasta este perspectiva reformată, perspectiva clasică, da? Sigur că Pavel și cu evreii făcuți creștini care spuneau, nu, nu-i destul. Da, Hristos mântuie, Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos a adus jertfa, marele preot, marea jertfă, dar nu-i destul, trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți dieta după legea lui Moise, trebuie să respectați foarte, foarte multe rânduieli și legi din mănunchiul acesta foarte mare a legilor religioase, a prescripțiilor religioase și Apostolul Pavel foarte mult s-a zbătut ca să le spună neamurilor și să spună prin toate bisericile cum stau lucrurile și că nu este așa. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă, a rezolvat totul, a adus rezolvarea, a adus împăcarea, a adus ispășirea pentru umanitate, pentru toți. Acum, mai există o perspectivă a teologiei pauline și despre asta se vorbește mai puțin. Și aceasta se numește perspectiva escatologică, adică perspectiva cu privire la ce a făcut Hristos, ce a inaugurat Hristos și ce s-a început odată cu întruparea Lui, cu moartea Lui, cu învierea Lui, cu înălțarea Lui la cer, da? Și până în vremurile sfârșitului. În teologia sistematică, care se predă în școli, când vorbești despre escatologie, zice, e vorba de a doua venire a Domnului și tratează numai evenimentele acelea. Dar la Apostolul Pavel o să vedem că aceste idei sunt împletite. El când vorbește și când prezintă o teologie escatologică cu privire la sfârșit, el prezintă și elemente din prezent și elemente din viitor cu privire la sfârșit. Așa că ne vom uita și la termeni, ne vom uita și la structură și ne vom uita și la implicațiile acestei teologii escatologice. Și o să vă rog, o să insist la dumneavoastră să mă urmăriți, dacă se poate, n-o să vă stresez prea mult și n-o să fie extrem de complicat, dar vreau să se fixeze un concept foarte clar. Și conceptul se numește deja și nu încă. Already and not yet. Da? Și o să vedeți cum a luat naștere în teologia paulină și în Scriptură acest concept.
după gândirea evrească, evreii gândeau așa: trăim în veacul acesta. Veacul acesta este veacul cu durere, cu suferință, cum a citit sora foarte frumos din profet, că fiecare se prelucrează, fiecare se bate, fiecare se seceră, chimenul într-un fel, grâul în alt fel. Deci suntem cu toții într-o prelucrare. Suntem într-un veac care se numește veacul acesta, da? Veacul acesta, înțelegând veacul cu suferință, cu necazuri, cu probleme și chiar cu moarte. Dar suntem în așteptarea rabinii Vechiului Testament și Apostolul Pavel, care a fost un rabin ilustru la rândul lui, și el împărtășea acest punct de vedere. Există veacul viitor. Veacul viitor înseamnă când vine Mesia, nu mai este suferință, nu mai este nedreptate, nu mai este durere, nu mai este moarte. Mesia se instalează ca Domn și așează toate lucrurile la un loc. Aceasta este gândirea și aceasta este pornirea de la care vreau să priviți lucrurile. Pentru veacul acesta, termenul în limba ebraică este Olam Hazeh. Olam Hazeh este veacul prezent. Veacul prezent, Olam Hazeh. Apoi, pentru veacul viitor sau vremea binecuvântată care o așteptăm cu toții, este Olam Haba, adică o vreme în care este numai fericire și numai bine și toate sunt la loc. Ce mai gândea evreul? Evreul mai gândea că, și spunea în profeții Vechiului Testament, foarte mult vorbesc despre asta, ziua Domnului. Ce însemna ziua Domnului? Ziua Domnului însemna foarte simplu ziua când vine Mesia. Și în gândirea Vechiului Testament, în gândirea rabinică, în gândirea evreului înrădăcinat în Vechiul Testament, era așa. Când vine Mesia, când vine ziua Domnului, se trece automat, se trece brusc din veacul prezent în veacul viitor. Mesia se instalează pe tron și odată instalat pe tron, îi dă afară pe romani, rânduiește toate lucrurile. Cum au zis în Fapte, capitolul 1, ucenicii către Domnul Iisus, cel înviat? Doamne, totuși ne frământă întrebarea și avem întrebarea aceasta. Când ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Da? Așa gândeau. Și de-aia n-au priceput ucenicii că Iisus merge la Ierusalim, este apogeul lucrării și la Ierusalim, sigur, se va instala Domn și va face rânduială. Pe când el le spune, zice, fiul omului merge la Ierusalim, da, sigur, dar va fi dat în mâinile celor fără de lege. În noaptea asta, păstorul va fi bătut. Toate oile se vor risipi. Ei nu înțelegeau. Ce vorbești? Cum e asta? Nu face sens după profeții. Noi așteptăm. Dacă tu ești Mesia și venirea ta este acum și ziua Domnului se apropie, păi ziua Domnului face trecerea de la un veac la altul și gata, se rezolvă. Pavel, după ce s-a întors la Domnul și după ce s-a întâlnit cu Hristos, să știți că în gândirea lui rabinică s-a produs o schimbare radicală, o schimbare uriașă. Și a înțeles, aici e punctul, aici e conceptul, a înțeles că aceste veacuri, veacul prezent și veacul viitor, există în paralel, există suprapuse, una peste alta. Că noi trăim în acest veac, noi trăim în această așteptare. De aceea am zis, already, adică Hristos deja a murit, Hristos deja a înviat, Hristos deja s-a înălțat la cer, Hristos deja șade la dreapta Tatălui, Hristos deja a prezentat jertfa, dar încă pe pământ nu s-a instalat împărăția. Și atunci este conceptul ăsta, deja, dar încă nu.
Și în această tensiune, în această așteptare, trăim noi. Ne aflăm noi. Dacă înțelegem asta, înțelegem foarte multe lucruri. Și ni se lămuresc foarte, foarte multe lucruri. Vă dau numai câteva exemple în teologia paulină sau în scrierile pauline despre aceste concepte. Dumnezeul acestui veac, 2 Corinteni 4:4, înțelepții veacului acestuia, 1 Corinteni 1:20, toate faptele bune ne vor face bogați și vom strânge comori pentru veacul viitor, 1 Timotei 6:19. Nemărginita bogăția harului său pentru veacul viitor, Efeseni 2:7, Efeseni 1:21. Pe Iisus Hristos, Domnul l-a înviat din morți și l-a pus să șadă mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Iată cât de bine erau așezate cele două concepte, veacul acesta și veacul viitor. Și creștinul trăiește la tensiunea dintre aceste două veacuri. Ce s-a întâmplat, de putem să spunem, deja? Și asta e foarte important pentru viața zilnică. Asta nu-i numai teologie pentru școala biblică sau pentru seminarii. Asta este practic, viața noastră practică. Ce spune Pavel în scrierile lui? Spune că deja Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin întruparea Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer, deja a inaugurat împărăția Lui Dumnezeu. Cum spunea Domnul Iisus Hristos? Voi tot umblați și căutați împărăția. Uite aici, uite dincolo. Dar zice, împărăția este în voi, este în mijlocul vostru. Ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Său. Deci deja s-a produs inaugurarea împărăției, Efeseni 1:20-21. Așa cum am citit adineauri. A desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Deja Hristos este Domn, este la dreapta Tatălui, este împărat. Cineva mi-a spus recent, păi diavolul face în lumea asta ce vrea. Face ce vrea. Nu, nu face ce vrea. Niciodată n-a făcut ce vrea. A făcut ce i-a permis Dumnezeu. Pentru că Hristos este Domn și este pe tron. Da, că încă nu s-a așezat împărăția, sigur, încă nu s-a așezat împărăția, dar El este împăratul împăraților, Domnul domnilor, Mesia. Deci, inaugurarea împărăției deja a avut loc. Al doilea lucru foarte important pentru concepția aceasta a teologiei pauline vis-a-vis de escatologie, vis-a-vis de cum înțelegea el și prezentul și viitorul. Zice, al doilea lucru, vi s-a dat o pregustare, vi s-a dat ceva din moștenirea cerească, vi s-a dat, și asta este în Romani 8:22-23, dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului. La ce timp vorbește? La timpul prezent. Avem. Avem cele dintâi roade ale Duhului. Deja. Suspinăm în noi, așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, care nu s-a produs încă, și mai ales, Efeseni 1:14, spune că Duhul Sfânt este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu prin lauda slavei Lui. Când a venit Duhul Sfânt la Rusalii, peste biserică,
și peste credincioși și până în ziua de astăzi, peste cei care așteaptă și cred în lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este arvuna care spune că deja împărăția lucrează. Deja împărăția se manifestă. În noi se manifestă. Înțelegeți? Deci Hristos a inaugurat această împărăție, dar următorul pas, mai mult, a trimis pe Duhul Sfânt ca să înceapă deja făptura nouă să o lucreze în noi. 2 Corinteni 5:17, știți pe de rost. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Deci pe lângă inaugurarea împărăției prin moartea și învierea și înălțarea lui Hristos, mai este pregustarea aceasta sau arvuna aceasta pe care am primit-o odată ce a venit Duhul Sfânt. Și ne-a botezat și ne-a umplut cu Duhul Sfânt și lucrează în noi roada Duhului Sfânt și lucrează în noi schimbarea, metanoia, transformarea. Asta e o altă idee mare a teologiei pauline, dar nu vorbim de ea în seara asta. În seara asta vorbim doar de acest concept. Already and not yet. Deja, dar încă nu. Deci inaugurarea împărăției, pregustarea moștenirii cerești, adică arvuna Duhului, botezul Duhului și coborârea Duhului Sfânt, da? Cum spune Ioan atunci când Domnul se ridică în ziua cea de pe urma praznicului, stă în picioare, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și Ioan nu se lasă, cum îi place lui totdeauna, să dea o mică notă explicativă. La ceilalți apostoli, la ceilalți evangheliști nu găsim asta, numai la Ioan. Și Ioan imediat spune, vorbea așa despre Duhul Sfânt care avea să vină. Dar Duhul Sfânt încă n-a venit pentru că Iisus încă n-a fost proslăvit. Deci a inaugurat împărăția. S-a așezat pe tron la dreapta Tatălui, a trimis arvuna, a trimis darul Duhului Sfânt și, al treilea lucru, a început în noi această lucrare nouă. Biserica? Credincioșii? Sunt făpturile noi în Hristos. Cele vechi s-au dus? Iată că toate s-au făcut noi. Știu că zâmbiți înăuntru dumneavoastră, știu că vă gândiți ce departe suntem de asta. Și cu toate astea, Duhul Sfânt lucrează și insistă și dorește să ia Hristos chip în noi. Să aibă loc transformarea pentru care stai în biserică zeci de ani. Și se pare că acea transformare ori nu se întâmplă deloc, ori se întâmplă foarte, foarte încet. Isaia 65:17, căci iată, eu fac cerul noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimeni nu-i vor mai veni, nici măcar nu-i vor veni în minte. 2 Corinteni 5:17, deja l-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate s-au făcut noi. Acum, de plina arătare sau de plina împlinire a împărăției lui Dumnezeu, urmează să vină. În această așteptare trăim, cu acest dor trăim. Să vină a ta împărăție, să se arate a ta împărăție. 1 Corinteni 15:24-26. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va nimici orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească. Deja împărățește, e la dreapta Tatălui, pe tron, așezat acolo, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Și ne spune clar Apostolul Pavel, vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Iată arătarea deplină a împărăției. Sigur,
suntem în această așteptare, în această tensiune. Deplina moștenire a Duhului Sfânt, Romanul cu 23, vorbește iarăși despre firea care așteaptă și nu numai ea așteaptă, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, da? Suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Învierea, proslăvirea, răpirea, toate evenimentele acestea. Va fi o deplină moștenire a Duhului Sfânt. Sigur că acum este vorba de o arvună a moștenirii, dar spre arătarea slavei lui Dumnezeu, arvuna aceasta este promisiunea faptului că urmează ceva peste măsură. Cum spune de Domnul Iisus Hristos? Peste El a fost turnat Duhul Sfânt fără măsură. Duhul Sfânt cu noi se străduiește să intre în mintea noastră, să intre în sufletul nostru, să intre în gândirea noastră, să intre în emoțiile noastre, să pună stăpânire pe trupul nostru. Da? Această arvună a Duhului Sfânt care ne-a fost dată, acest botez al Duhului Sfânt, fie că vă gândiți la Duhul Sfânt la convertire, la Duhul Sfânt la nașterea din nou, la Duhul Sfânt la justificare, la Duhul Sfânt în procesul de sfințire, să știți că Duhul Sfânt nu poate fi împărțit în felul ăsta, nu. Duhul Sfânt intră în viața ta și din momentul în care intră, face cu ajutorul cuvântului și împreună cu cuvântul această operă de sfințire, de înnoire, de transformare continuă. Tu zici, ăla, lasă-mă, Domnule, că îl știu pe ăla și dai un caz de acum 10 ani, dar tu nu știi ce a făcut Duhul Sfânt cu el în ultimii 10 ani. Tu l-ai pus la index cu isprava aia care a făcut-o el acum 10 ani. Și zici, m-am lămurit cu Druhora, să n-aud de Druhora, să nu-mi spui de Druhora, lasă-mă, Domnule, că știu cine e Druhora. Am avut o experiență cu el acum 15 ani, acum 10 ani, acum... Mă înțelegeți? Și nu știm că Duhul Sfânt lucrează în inima omului tainic și cu gelozia și cu pasiunea până când Hristos ia chip în noi, până când creștem și ne maturizăm. Asta e foarte, foarte important de înțeles pentru viața de credință. Va fi o deplină manifestare a noii făpturi, a noii creații. Romani 8:21. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Deci încă nu s-a întâmplat. În această tensiune trăim noi, în această așteptare trăim noi, știind că noaptea a trecut, știind că se apropie ziua, spune în Romani Pavel, să trăim frumos ca în timpul zilei. Petru vine și el și spune, știind că toate lucrurile acestea o să treacă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, așteptând și grăbind venirea Domnului? Cum? Cum? Putem să așteptăm și să grăbim. Cum? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune, să stăm foarte sincer la dispoziția Domnului și înaintea Domnului, gândindu-ne cum trăim această așteptare, cum trăim în această tensiune a lui already and not yet, a lui deja și încă nu. Împărăția prin Iisus Hristos a fost inaugurată. Moștenirea cerească prin Duhul Sfânt a fost trimisă ca arvună.
deja, și am gustat și primele roade ale Duhului sunt în noi. Făptura cea nouă se arată și trebuie să se arate în noi și în biserică și în fiecare din noi. Cum trăim în această așteptare? Cum trăim cu acest zel, cu acest dor, cu această aspirație? Ne mai sperie pandemia? Ne mai sperie o criză economică, o criză financiară? Ne mai sperie lucrurile din jur? Nu ne mai pot speria, pentru că avem înțelegerea întregului, avem înțelegerea faptului că împărăția deja s-a inaugurat, Duhul Sfânt deja s-a trimis, la făptura cea nouă deja se lucrează și trăim în această așteptare. Și în fiecare zi zicem, Doamne, fă-mă să fiu gata, pregătește-mă, Doamne, să nu cumva să mă lege ceva. Ce folos că ani și ani și ani de zile m-am luptat. Ajută-mă, Doamne, să-mi sfârșesc frumos alergarea. Ajută-mă, Doamne, să te aștept, să te aștept, să te aștept. Dacă vii la noapte, dacă vii mâine, să trăiesc frumos ca în timpul zilei. Ne rugăm cu toți împreună.